este Dumnezeu. Spuneați că vor fi două judecăți, cea colectivă finală și cea individuală în momentul în care adormim, să vorbim în termeni creștinești. Există viață după moarte? Evident. Noi nu putem să ne gândim că dispărem. Putem să stipulăm că dispărim cu totul? Parcă nu ne vine să credem. Simțim că ceva în noi ne spune că nu putem să dispărem. Noi nu putem să... A, sigur, pot să rămân fără o mână, pot, la un dat pot să las corpul temporar deoparte, dar eu ca și conștiință, ca și suflet înaintea lui Dumnezeu, ca și persoană, nu pot dispărea. Apare în Sfânta Scriptură termenul locuința morților. Cum arată această locuință? În momentul în care facem pasul spre un nou început, din nou să ne menținem termenii creștinești. Nu, aici e o expresie din Vechiul Testament care se referă la cei care invariabil, murind, n-aveau cum să-L cunoască pe Dumnezeu, pentru că datorită păcatului originar și nevenind încă Hristos, toată omenirea era în întuneric. De aceea se vorbea de Hades, locuința întunericului și a morții. Adică toți oamenii, indiferent de starea lor morală sau așa, trebuiau să cunoască întunericul. După care, cum spunem în spiritualitatea noastră și la Paște afirmăm, Hristos se coboară la ea și scoală de acolo pe cei drepți, lumina învierii sale. Și e chiar reprezentată pe picturile bisericești treaba aceasta. Adam și Eva sunt trași de Dumnezeu din locuința aceasta a morților, sunt scoși la lumină în învierea lui Hristos. Deci expresia se referă la o stare de dinainte de Hristos. După Hristos nu mai vorbim de locuința morților, tocmai de aceea în spiritualitatea creștină avem numai termenul de adormit. Adică temporar, e ca într-un somn, părăsesc o vreme trupul, dar eu rămân ca și persoană, ca și conștiință înaintea lui Dumnezeu, împlinesc o judecată particulară, pentru că vedeți, bucuria sau chinul sau durerea, nu țin de trup. Eu pot să discutăm despre lumea de dincolo. În momentul în care ne-am stins, ce se întâmplă în primele ore? Din punct de vedere spiritual. Nu mai există ore, în primul rând. În momentul în care am murit, am terminat cu cronologia timpului. Deci intrăm în veșnicie. Momente, spuneți-le cum credeți că e mai potrivit. Păi, Sfinții Părinți spun că imediat după adormire are în loc un fel de proces de revizuire a întregii vieți. Practic, glasul conștiinței îți aduce aminte de toate faptele tale, după care conștiința face și un fel de evaluare, de judecata personală, un fel și de proprie mărturie asupra faptelor tale, le vezi în adevăr. Și dacă e potrivit analogia, dar cam la fel ca un computer, se autoscanează în momentul în care... Deci memoria noastră, practic, devine foarte activă. În momentul în care părăsim trupul, ajungem la un nivel de existență în care știm toată viața noastră. După acest moment de autoevaluare. Eu știu când am intrat în biserică și sunt deja intrat. Da? Și atunci, toată viața mea. E și un fel de autoevaluare, după care, spun Sfinții Părinți, la 40 de zile, dar nu 40 de zile cronologice, pentru noi ăștia rămași pe pământ, pentru a ne aduce aminte că și noi vom avea parte de așa ceva, după o vreme, sufletul începe să cunoască bunătățile raiului. Adică începem să înțelegem ce este binele absolut și începem să cunoaștem și iadul. În ce ordine? Exact în ordinea în care ați expus-o? Întotdeauna înainte binele, pentru că sufletul nostru întotdeauna reclamă binele. Noi nu acceptăm în sinea noastră, ca și construcție sufletească, noi nu acceptăm. Deci, practic, după ce am închis ochii, urmează prima etapă, o autoevaluare, care e raportată în timpul și în timp și în materie cu, mă rog, cel decedat în casă, ar însemna, se poate face o transformare în ore sau, eu știu, nu există așa ceva. Deci vorbim strict de niște etape raportate raportate atemporal, dacă putem să le spunem așa. Sunt ca zilele facerii, care n-au cronologie. Există spațiu și timp, am înțeles. Momentele autoevaluării, după care urmează cunoașterea binelui, călătoria în rai, mai exact. Da, cunoașterea binelui ne dă seama exact ce ar fi trebuit să facem bine și ce e cu adevărat bine. Să vă întreb cât timp se face călătoria în rai. Nu, cât durează, dacă se poate pune o unitate de măsură sau, eu știu, am mai discutat cu câțiva Sfinți Părinți și îmi spuneau că în primele 3 zile
trupul călătorește 40 de zile, raportau la lumea pământească. Da, raportau la lumea noastră pământească, putem spune că în jur de 3 zile. În jur de 3 zile cunoaște trupul paradisul. Da, în jur. Trupul cunoaște spiritul paradisul. Sufletul cunoaște, așa, până la 9 zile, de la 3 zile la 9 zile, pentru că în primele 3 zile are loc această evaluare, să spunem, ca... Repet, asta e doar o convenție. O convenție, sigur. Păi aici vreau să ajung să facem o convenție, că adică n-aveam cum să raportăm. Ce înseamnă 3 zile? Noi când trăim 3 zile, ne gândim că perioada de timp, cam atâta va fi și atunci. Cât îi iau unui... Deci cunoaște prima dată paradisul, după care... Cunoaște pe sine în primele 3 zile convenționale, să spunem. De la 3 la 9 zile cunoaște raiul, iar de la 9 la 40 de zile vede și cele rele și vede și iadul. Pentru că... Răul în viața noastră adeseori ne-a făcut probleme, ne-a ispitit, noi adeseori ne-am întâlnit. După care ce se întâmplă? Ajunge în fața Supremului Divin. 40-a zi ajunge și are loc sentința personală, adică se cântărește cele bune și cele rele și se dă o sentință personală care de fapt nu este atât un decret, lege pronunțat de Dumnezeu, cât mai mult o așezare într-o stare. Hristos spune undeva în Scriptură, zice, în ceea ce te voi găsi, în aceea te voi și judeca. Adică starea duhovnicească în care plecăm noi de aici este definitorie pentru mersul în viața veșnică. Căci viața veșnică înseamnă o stare. Viața veșnică înseamnă asta într-o anumită situație duhovnicească, de bucurie, de tristețe, de chinuire, de nu știu cum. De aceea tâlharul de pe cruce vede raiul, pentru că în ultimile sale clipe, cum spuneați, pe el l-a încercat compasiunea și mila. Nu atât față de el, că el știa că e un păcătos, ci față de cel care era răstignit pe nedrept. Și atunci el a cunoscut iubirea lui Dumnezeu. Vedeți că iubirea nu se poate întinde în spațiu. Sigur, la prima judecată, cea a vieții de după, cea din viața de după, va fi prezent Divinul Suprem sau va judeca? Totul este filtrat prin poruncile lui Hristos. Hristos este cel care face această judecată. Adică în ce te... După care, în funcție de dreptatea sau... Dacă am avut mai mult bine în viața noastră și am avut un suflet mai bucuros, mai luminos, mai iubitor, vom rămâne bucuroși așa și ne vom bucura cât o vrea Dumnezeu până... Adică nu vom fi trimiși în paradis? Păi să ne înțelegem, câtă vreme suntem în starea de a doua... Abia după a doua judecată va fi... Vorbim de cunoașterea raiului, dar încă nu vorbim de viața veșnică de după a doua venire. Va fi un spațiu separat în care... Da. Va fi un spațiu separat în care vor fi așezați cei drepți și iar cei răi în... Deci nu un iad și rai, practic, la prima judecată. Da, ele se cheamă convențional rai și iad ca stări ale binelui și ale răului. Dar nu sunt cele de care vorbesc Sfinții Părinți după a doua venire. Ați spus la un dat, ați zis că sunt două... Fel de subsecție a iadului. Subsecție, e vorba de stări diferite. După moarte, până la apocalipsă, cum îi spunem noi de ceva vreme, este vorba de o stare numai duhovnicească la care trupul nu participă, după care participă și trupul și va fi și un loc fizic, raiul ca loc fizic. Aici vorbim numai de rai duhovnicesc, adică starea de bine, că ziceam că sufletul cunoaște binele și răul. Ce se va întâmpla dacă la judecată vor fi mai mulți oameni nedrepți decât drepți? La care judecată ne... La judecata a doua. La judecata finală. Păi tindem să credem că va fi așa, pentru că însuși Hristos spune în Scriptură că largă este calea care duce spre iad și mulți merg spre dânsa. Deci proporția este evidentă. Întotdeauna Hristos vorbește chiar despre cei care câștigă raiul și cei care vor fi binecuvântați cu starea asta de sfinți, le spune, nu te teme, turmă mică. Ori folosind cuvântul mică, întindem să credem că proporția între rău și bine e cumva în defavoarea numerică a celor buni, dacă e să o luăm așa. De aceea ne atenționează Hristos să nu ne alăturăm lumii și, în general, chiar și în viața socială. Știm că spiritul de turmă nu e un lucru bun, dar el acaparează mase întregi de oameni. Ce se va întâmpla cu cei care vor fi nedrepti, cu toată gașca, dacă îmi permiteți, iadului? Va fi o societate a celor izolați, va fi o societate a celor ce trăiesc singuri și egoiști, va fi o societate a întunericului spiritual, va fi o societate de nebuni, îmi vine să zic, pentru că psalmistul David zice în psaltire, zis acel nebun în inima sa nu este Dumnezeu. Că atât de blândă va fi pedapsa finală, toți cei nedrepți, toți cei nedrepți și gașca satanei vor fi trimiși într-o societate egoistă și care va trăi în păcat.
veșnic. Nu vor fi vestitele cazane cu zmoală, foc. La asta se referă, la chinul veșnic. O societate a egoiștilor e societatea chinului veșnic. Să te chinui veșnic vi se pare puțin? O să facem o raportare mai strictă, dacă se poate, la durerea fizică concretă pe care aș vrea să o evidențiem în momentul în care ajungi în iad, să zicem. Doamne ferește! Deci, dacă vorbim de moarte, nu va fi o durere fizică. Spuneam că până la a doua venire noi vom fi numai cu sufletul în rai sau în iad. Trupul ne participă încă. Trupul este adormit, bine mersi, păstrat la locul cel de odihnă, cum îl numim noi la cimitir. Când vorbim de învierea spre o sândă, există și dureri trupești în sensul în care vor fi și lipsuri. Iar primul lips va fi lipsa luminii. Închipuiți-vă, uite, facem o analogie, închipuiți-vă că trăiți numai în întuneric, că nu vedeți nimic. Noi oamenii ne bazăm în viața asta. Păi și